Anul 2019 tocmai ce s-a terminat, iar în acest video o să ne uităm la tot ce am făcut eu anul ăsta și cum ne pregătim pentru anul 2020. Am început să fac clipurile astea în care recapitulez anul în 2016, care, în funcție de când vedeți voi video-ul ăsta, este posibil să fie acum 4 ani. 2016 a fost un an destul de ok, iar apoi a urmat 2017, care a fost cel mai bun an din viața mea de până atunci. Luna asta am primit 600 și ceva de subscriber și este un lucru miraculos. Și am făcut primul meu clip viral. Am terminat liceul, am luat bacul, am intrat la facultate. Am ajuns pentru prima oară în viața mea pe pagina de trending. Apoi am văzut canalul meu cum murea încet încet și m-am gândit că totul este ok și că pur și simplu s-a încheiat o perioadă din viața mea și urmează să începe următoarea. Și așa a început 2018, care de fapt a fost cel mai prost an din viața mea. Anul ăla m-am focusat să lucrez pentru alții și am început să cred că locul meu va fi mereu în spatele camerei sau la calculator să editez. Că mă pricep mult mai bine să lucrez pentru alții decât am făcut-o toată viața mea pentru mine. Că pe lume nu interesează niciodată ce am eu de zis dacă vine din partea mea și că ăsta va fi viitorul meu. Până a venit Crăciunul și am stat în jur de 20 de ore la calculator ca să termin un proiect, neglijând un familia și fiecare persoană care i-a păsat de mine și pentru un nimic. Nici măcar nu am fost plătit, nimănui nu i-a păsat de munca mea și că am făcut eu și acolo am pus punct. Și promisiunea mea pentru anul nou a fost să reușesc să-mi construiesc o imagine proprie și să nu mai trebuiască să lucrez niciodată pentru nimeni altcineva în afară de mine. Așa că am început un canal nou de la zero. Și am simțit destul de repede că roata începe în sfârșit să se întoarcă în favoarea mea și că nu mă mai oprește nimic să-mi îndeplinesc visul. Și la doar 11 zile după ce mi-am început canalul, în ianuarie, am făcut primul meu video viral, în care am cumpărat un mystery box de 25.000 de dolari. La sfârșitul videoului am lăsat o învățătură foarte importantă. Sper că multă lume a ajuns până acolo și că a văzut despre ce era vorba cu adevărat. Iar mai târziu, în luna ianuarie, am făcut un video în care reacționam la clipuri populare pe aplicația asta nouă apărută despre care nu știa nimeni absolut nimic, TikTok. Odată ce am terminat reacția, mi-am făcut și eu un cont și asta e una dintre cele mai bune decizii pe care le-am făcut anul acesta. Ok, cred că e foarte bine, nu? În paralel am început să lucrez la prima mea piesă, Fuci. Nu era mare lucru de capul ei, plănuiam să o lansez în februarie și mi se părea caterincă. Așa că i-am arătat-o lui Shelly și a fost cea mai mare coincidență pe care am trăit-o în viața mea. El avea deja niște versuri pregătite pentru o piesă care se potriveau perfect în piesa mea, așa că noua formula a piesei a devenit Shelly x Gummy x Bur. Am fost la studio și am tras piesa, apoi am filmat clipul în 2 zile și urma să o lansăm în câteva săptămâni, dar nu era încă în formă perfectă. Așa că am lăsat-o în standby pentru ceva timp. În aprilie am făcut cea mai amuzantă farsă din viața mea și prietenii mei s-au cam supărat pe mine, dar eu zic că am meritat. Iar apoi am făcut o reacție la TikTok-urile din România, apoi am filmat un TikTok care a ajuns viral. Și asta m-a făcut să mă apuc în mod serios de TikTok. În maxim o săptămână mi-am convins toți prietenii să-și facă cont. Pe TikTok dați-mi follow. La rugămințele lui Gami, are lui Zbăr, are lui Dia, care sunt deja pe TikTok, am zis să fac și eu, era necesar. Și în următoarea lună toată lumea era pe aplicația asta. Îmi plac videourile de pe TikTok, îmi place comunitatea de pe TikTok. Sper să rămân așa cel puțin încă un an. În mai mi-am dat demisia de la MyFeedEditor ca să pot să fiu YouTuber full time. Și tot în luna aia am devenit independent financiar. Un sentiment pe care chiar nu-l pot descrie în cuvinte. Și mi-am pregătit clipuri pentru vara ce urma să vină, care a fost cea mai epică vară din viața mea. Între timp, în spatele camerelor, în particular, am hotărât cu Shelly că nu vom mai scoate piesa Pucci în aceeași formulă, pentru că nu am reușit să ne sincronizăm programul și am ținut-o prea mult în standby. Așa că am hotărât că el să iasă de pe piesă și formula a devenit Zbur x Gummy. Apoi am trimis DM-uri la 100 de vedete și am început un mini trend în România cu clipul ăsta. Am mâncat 100.000 de calorii ca să celebrez cei 100.000 de abonați pe noul meu canal. Am făcut primul meu video cu sora mea și am revenit la prima mea iubire, BMX-ul. Și vlogul ăla anunțasem o idee destul de ciudată și aceea că urmează să fac un Zbur Week. Adică să postez zilnic timp de o săptămână. Vloguri super șmechere. Mă gândesc că vlogul ăsta nu se facă foarte multe vizualizări. Nu credeam că o să-i pese cuiva de conceptul ăsta, dar am zis să încerc. Și în Zbur Week am făcut un cont de Tinder, mi-am făcut niște poze în care păream că sunt foarte bogat și am început să fac match cu absolut toată lumea. Am citit conversațiile astea pe vlog și am făcut peste 300.000 de oameni să râdă. Am mers cu Mițu de 100 de ori prin același Mac Drive, am jucat piatră, farfică, hârtie cu străinii pe 100 de lei. E cea mai proastă afacere, pe bune. Am sărit pentru prima oară în viața mea cu parașuta de la 4.000 de metri înălțime și m-am gândit că nu o să fie un video destul de interesant, așa că am luat un cub Rubik cu mine și l-am rezolvat în aer înainte să ating pământul. Am lăsat bacșișca mare pentru apă. Am făcut challenge-ul cu ultimul care iese din cerc și am stat 2 ore în soare să aflăm câștigătorul. Și am dat o grămadă de bani oamenilor pe stradă să-i numere și i-am lăsat să-i păstreze pe majoritatea. Am filmat piesa lui Gami la piscină, iar apoi în ultimul weekend din vara asta am lansat piesa Fuci. Fuci, fu prim, e plină promenada.
Prima mea piesă a făcut 1 milion de vizualizări și chiar consider că e bine, având în vedere cât de bine știu să cânt. Apoi am refăcut videoul cu Tinder, dar de data asta m-am dat preot, iar în ultima săptămână a anului am dormit vreo 15 ore adunat ca să pot să termin fiecare episod din Zburwick 2. Nu o să zic nimic despre ele pentru că nu vreau să vă dau spoilere, dar dacă vreți puteți să le urmăriți la mine pe canal. Anul ăsta am simțit cea mai mare evoluție din viața mea. Mi-am îndeplinit cele mai multe visuri și am dormit foarte, foarte puțin. Anul ăsta m-am învățat că poți reuși chiar dacă nu pleci din poziția de favorit și că nu e niciodată prea târziu să încerci să faci ceea ce îți place și ceea ce te face fericit. Anul ăsta am pierdut prietenii, dar am legat altele de care sunt foarte mândru. Trebuie să-ți dai seama când sunt oameni toxici în viața ta și să mergi înainte pentru că nu știi niciodată ce îți rezervă viitorul. Doar prin muncă, ambiție și sacrificii poți ajunge unde îți propui. Vreau să le mulțumesc tuturor oamenilor ce mi-au fost aproape anul ăsta. În special părinților și bunicilor mei, lui Gami cu care mi-am petrecut efectiv toată vara, Ioanei și tuturor celor ce m-au ajutat în spatele camerelor. Se știu ei și sunt foarte recunoscător pentru ei. Și nu în ultimul rând, vreau să-i mulțumesc iubitei mele care a fost tot timpul alături de mine și chiar dacă ea nu apare pe canalul ăsta de YouTube, m-a ajutat enorm de-a lungul anului. Și cine știe, poate să faceți cunoștință cu ea în 2020. În 2019 m-a cunoscut mai multă lume. În medie s-au uitat 250.000 de oameni la fiecare vlog din cele 72 de vloguri pe care le-am postat anul ăsta. Și 232.000 de oameni au fost așa de impresionați de un clip de-al meu încât au hotărât să apese pe butonul de subscribe. Nu mă pricep așa de mult la numere, dar stadionul municipal din orașul meu avea 20.000 de locuri. Ceea ce înseamnă că ar trebui mai mult de 11 stadioane identice ca să aibă fiecare om ce s-a abonat la mine anul acesta un loc să stea jos. Tu ai putea să iei un loc pe unul din stadioanele mele imaginare dacă ai apăsat pe butonul de subscribe. 2019 a fost introducerea mea pe YouTube. Cât despre 2020, păi sper să-l cuceresc în totalitate. Am în plan zeci de videouri care sper să vă placă. În 2020 voi termina și facultatea, abia aștept să mă pot concentra 100% pe content. Plănuiesc să scot și primul meu drop de merchandise de ziua mea, adică pe 7 februarie, și să vă pregătesc o grămadă de surprize pentru anul ce urmează. Dacă vreți să fiți la curent cu ele, nu uitați să vă abonați. Eu am fost Băr și ne vedem la anul.